ziua! Vă salută Drochia Click TV! Sunt zaporojan Valeria și l-am alături astăzi de mine pe Tudor Șefciuc, un tânăr ambițios din satul Țarigrad și un bun tânăr care știe a motiva tinerii. Salut, Tudor! Salut! Știm că ești un bun absolvent, unul dintre cei mai buni absolvenți ai Liceului Teoretic Ștefan cel Mare. Vreau să ne spui ce performanțe ai atins aici, în Moldova, până a pleca la studii peste hotare. În liceu am practicat mai multe tipuri de sport, cum ar fi fotbal, atletismul și în Dragon Boat, dar de bază a fost mai mult atletismul și Dragon Boat. La atletism am început chiar la o perioadă mai repede. Am practicat aproximativ 2 ani și pe parcursul a 2 ani am ocupat locul 2 și locul 3 la distanțe de 1500 și 3000 metri la campionat republican. Însă aici în raion am ocupat locul 1. Locul 1. La Dragon Boat precum este un sport mai nou în țara noastră și tot practic de 2 ani în țară. Am participat la mai multe campionate, atât europene cât și mondiale, unde am ocupat locuri destul de frumoase pentru țara noastră, cum ar fi, spre exemplu, în campionatul mondial din Veneția, unde am câștigat de la țări foarte dezvoltate în sport, locul întâi la distanțe 2000 de metri, 500 de metri, 1000 de metri și am reușit să venim acasă cu 8 medalii de aur și una de argint și una de bronz. În atletism, din păcate, n-am avut posibilitatea să mă antrenez în condiții mai bune și precum antrenorul meu era la 40 km de mine, îmi dădea doar program de antrenament și mă antrenam singur. Dar am reușit să mă motivez să ies la alergat cu prietenii și am reușit să obțin rezultate destul de bune. Uite, văd că din ceea ce spui ai numai locuri de frunte. Eu sunt sigură că pentru aceste locuri ai depus mult efort și uneori chiar ai absentat de la ore. M-ar interesa cum ai îmbinat școala cu acest tip de hobby a tău. M-am sărit să nu absentez de la școală, pentru că pentru mine sportul este hobby și în primul rând este învățătura. În unele zile când coincidea zile competiții cu școala, mă duceam la profesor și spuneam că mă rog să îmi dați crezare, dar trebuie să particip și îmi ura succes. Cine te-a motivat de fapt să participi la acest genuri de sport, să le practici și de unde a venit această inițiativă? Spiritul ăsta motivațional iau mai multe lucruri. Părinți, prieteni, mă stărui e să găsesc prieteni care sunt mai buni ca mine, să mă țin după ei și tot așa mai departe. Cunoaștem că îți faci studiile peste hotare. Acolo, la fel, practici aceste tipuri de sport sau ai pe lângă acestea și alte hobby-uri? Da, fac studiile în orașul Cluj-Napoca din România, specialitatea relații internaționale și studii europene în linie engleză. Acolo am decis să pun accent mai mult pe un tip de sport. Am încercat să fac iar aceeași pas prin două iepuri, dar și timpul de la universitate nu prea îmi permite să practic mai multe tipuri de sport. Am ales atletismul, îmi place foarte mult și încet, încet acumulez și acolo succese. Cum te-ai adaptat la condițiile de acolo? Mă refer la mediul social, adică cu prietenii, cu colegii, cum te înțelegi? Fiindcă ne spui chiar și practici un sport destul de bun.
Orașul am reușit să-l cunosc puțin mai înainte, deoarece soara a practicat, a studiat acolo și mi-a plăcut foarte mult orașul și am ales și eu să fac studii acolo. M-a ajutat foarte mult în faptul că aveam, am mulți prieteni acolo, chiar și din oraș și din sat și comunic cu ei, mă ajută moral, nu sunt singur. Prietenii de la antrenament sunt foarte buni, precum și antrenorii. Uite, fiindcă studiezi la relații internaționale, m-ar interesa dacă cariera ta pe viitor s-ar lega mai mult de sport sau de relații internaționale, sau le-ai combinat pe amândouă? Precum am menționat mai înainte, sportul pentru mine este hobby, dar aș vrea să continui tot cu sport, să acumulez rezultate cât mai frumoase, cât de posibil este. Dar totuși consider că studiile sunt mai importante, deoarece de acest lucru depinde și viitorul meu. Te rog să ne spui cum decurg studiile la tine, ce succese ai acolo la universitate? La universitate am avut, cum e primul an, m-am acomodat prima lună mai greu, pe urmă destul de bine. Pe lângă faptul că fac studii în limba engleză, până m-am acomodat cu colectivul, cu însăși cu profesorii, m-a durat ceva timp, dar îmi place. Cât de greu este să studiezi în limba engleză? Pentru că să faci relații internaționale este un curs destul de greu, aprofundat și mai ales în limba engleză. M-a ajutat foarte mult faptul că am avut o bază de limba engleză de aici, de liceu, datorită profesorilor, a fost și munca lor. Am ales această posibilitate să studiez în limba engleză, deoarece practic limba străină te ajută foarte mult pe hotare și dacă vrei un viitor, o carieră internațională, trebuie să te gândești de la început. Și de asta am ales limba engleză, că este una dintre cea mai vorbită din lume. Uite, după ce termini facultatea, care sunt planurile tale pe viitor? Ca să te întorci în Republica Moldova să faci o schimbare sau să mergi în alte țări europene care te-ar ajuta la fel să te dezvolți? Cred că răspunsul voi cunoaște mai la sfârșitul studiilor. Acum nu sunt decis, cu toate că aș vrea să studiez într-o țară mai dezvoltată ca Republica Moldova, pentru că îmi va asigura un viitor mai prosper. M-ar interesa totuși dacă mai ții legătura cu prietenii tăi care ai practicat sport aici. Dacă vii în Moldova când vii în vacanță, dacă vă mai întâlniți și mai practicați sport. Desigur că țin legătura, chiar și comunic când sunt la Cluj. Din fericire am prieteni foarte buni, comunic permanent cu ei. Spune-mi, te rog, ai avut momente în care, să vorbim de atletism, ai spus că gata, nu mai pot, nu mai vreau, pentru că sunt epuizat, sunt obosit, mă las pe un timp, sau mereu ai mers peste asta? Aceste idei vin zi de zi, chiar și la antrenament, când ți este greu sau este o zi care simți că nu merge cum trebuie și vrei să te oprești. Pur și simplu nu poți. Asta este o bătălie de caracter. Ești gata să menții durerea asta, să mergi mai departe, să te oprești și gata. Tudor, te rog să ne spui care sunt performanțele atinse în România. Până în prezent am reușit să particip la 7 competiții, atât naționale cât și de amatori internaționale. Primele 6 competiții au fost chiar cu noroc, deoarece la toate am ocupat locuri de frunte, locuri premiante. Prima competiție a fost 7 km la Montana, unde am ocupat locul 3. Chiar am făcut 2 antrenamente și am participat la competiții. Antrenorii s-au bucurat, au văzut că sunt ambițios. După asta a fost un campionat de amatori
Însă și în orașul ne-au fost peste 2000 de participanți la diferite distanțe, unde am ocupat locul întâi, dar am făcut echipă de 3 persoane, 2 băieți și o fată. După asta a urmat tot în toamnă campionatul internațional din Brașov, unde am ocupat la locul 5 la tineret. A fost un timp record pentru mine. După care a urmat în campionatul internațional la Wizz Air, unde au participat la distanță de 5 km aproximativ 3000 de oameni, unde am ocupat locul întâi, și a urmat campionatul național de semi-maraton din Buzău, unde cu echipa ne-am clasat pe locul 3. A fost o experiență foarte bună pentru mine, deoarece prima dată am alergat această distanță și am arătat un timp destul de bun. Recent am avut un campionat național de 10 km din București, însă din păcate cu echipa am reușit să ne casăm pe locul 4, pierzând o secundă de la locul 3. Secunda asta am să o țin minte toată viața. Te rog să ne spui un mesaj motivațional pentru tineri. Vreau să motivez tinerii să practice sport, deoarece sportul este viață, sportul îți dă sănătate și pe parcursul vieții înveți conștientiza că ați făcut alegerea corectă. Iar pe final noi vrem să vă spunem că sportul se îmbină cu orice lucru. Te dezvolți multilateral, faceți sport și deveniți cât mai activ.